PSD Old câștigă doi oameni valoroși pentru alegerile locale care vor avea loc pe 27 septembrie. Ambii au fost membrii PNL, însă de data aceasta au ales echipa PSD pentru a face mai mult pentru localitățile lor. Marius Oprescu, președintele PSD Old, a explicat că atât Ionuț Dima cât și Marian Pistol au făcut la un moment dat parte din echipa PSD, iar acum s-au reîntors acasă. Am avut încă de mult discuții cu atât cu Ionuț Dima cât și cu Marian Pistol. Ionuț Dima, așa cum știți, a mai fost membru PSD. Am reușit să-l convinc să revină acasă și iată, astăzi a semnat dosarul de candidatură din partea PSD World pentru alegerile din 27 septembrie. Ceea ce privește pe Marian Pistol, la fel, el a fost membru PSD de mult, a plecat de la noi, a candidat la USICA și iată acum se reîntoarce și el acasă. Alături de echipa PSD Old, cei doi candidați vor câștiga alegerile, spune Marius Oprescu. Vor beneficia de sprijinul și experiența colegilor de partid pentru a face cât mai multe pentru localitățile lor. La Old, de-a lungul timpului am avut în primul rând noi cu toți, am fost o adevărată echipă și iată, cred că cu acești doi oameni, pentru că eu știu oameni de caracter, oameni destăinici care se luptă pentru localitățile lor să facă treabă, întregim echipa și pentru cele două localități și cu siguranță ei își vor dovedi abilitățile administrative pentru a face lucruri bune în localitățile lor. Și bineînțeles cu sprijinul nostru. Ionuț Dima a declarat că oamenii din Coteana i-au cerut să candideze pentru PSD, pentru că la ei în comună toate investițiile importante au fost realizate cu ajutorul echipei social-democrate. De fiecare dată când mergeam printre cetățeni, în diferite campanii de strângere de semnături, să susținem pe cineva, mereu îmi spuneau, facem pentru tine, că noi suntem cu PSD-ul. Cu în Coteana tot ce s-a făcut, s-a făcut cu ajutorul PSD-ului. Și vă dat seama că mi-era greu. Nu puteam să ies în fața cetățenilor în sezon, dar PSD-ul nu a făcut nimic la Coteana. Asta înseamnă că aș minți. Marian Pistol este primarul comunei Osica de Sus și a confirmat pentru Old TV că pentru scrutinul din 27 septembrie va candida din partea PSD.